Relația contractuală dintre Primăria Botoșani și firma High Speed Recovery, care s-a ocupat de ridicarea și blocarea mașinilor parcate neregulamentar pe domeniul public, este în plină desfășurare. Contractul cu aceasta s-a prelungit din nou până la sfârșitul lui 2014. Contractul cu HSR a expirat în luna mai, dar municipalitatea i-a făcut o extensie de încă 2 luni pentru a face rost de bani pentru parcomate. Primarul Portariuc a explicat așa situația existentă. În momentul când avem sursa financiară pentru achiziționarea celor parcomate, se va proceda la reziliere, atâta vreme cât nu există sursă financiară prevăzută. Aducând argumente în favoarea contractului cu firma Problema, edilul șef probabil a uitat că una dintre multele promisiuni ale acestuia, rostite cu vocetare în campania electorală din urmă cu 2 ani, a fost și desființarea contractului cu HSR. Dar și de această dată, edilul șef a dat o explicație celor întâmplate, susținând că promisiunea a fost dusă la îndeplinire, atâta timp cât abuzurile angajaților acestei societăți au fost stopate, deoarece, spune el, nu mai sunt mașini ridicate în Botoșani și nici cetățeni hărțuiți și plimbați dintr-o parte în alta.